Din perspectiva orșovenilor, Nicolae Ciucă este un candidat viabil pentru funcția de președinte al României. Aceștia spun că îl vor vota în special pentru faptul că, fiind fost militar, inspiră încredere și siguranță, iar oamenii au nevoie de asta. Liberalii au mers în piața din Orșova și au prezentat programul prezidențial al lui Nicolae Ciucă. Liberalii au fost primiți cu deschidere la Orșova. Aceștia au mers în piața 1800, singura piață din municipiu, acolo unde se mai află puțin producători. Printre cei care au rămas, am găsit-o și pe tanti Maria. Vin de la tarabă produsele din propria gospodărie, brânză, lapte, ouă, dar și legume și fructe. Spune că își dorește un președinte care să ofere ajutor producătorilor și cel pe care îl va vota este Nicolae Ciucă, pentru că inspiră încredere și speră că el va fi cel care va sprijini și această ramură a economiei. Să dea Dumnezeu să fie un președinte bun, înțelegător, să susțină poporul. Că da, noi Partidul Național Liberal, suntem încrezători că avem un președinte responsabil și implicat. Un președinte care își iubește pământul, își iubește țara și a dovedit acest lucru prin activitatea sa din ultimii 30 de ani. De la 17 ani și am trecut de 60. Mulțumim. Cu agricultura m-am ocupat și cu asta mă ocup cât sunt pe lume. Ce v-ați dori de la parlamentar, de la viitorul președinte? Să fie cinstiți, corecți și să ne dea toate șansele, să ne desfășurăm în piață ca să avem dragoste noi și copiii noștri de a duce mai departe ce am fost. În piață am întâlnit și un cumpărător care își pune speranțele că fostul general va aduce țara în linie dreaptă. Vedeți pe domnul Ciucă, președintele țării? Cum să nu-l vedem? Așa de la distanță îl vedem. Nu, dacă ne uităm în poză, dacă ne... E bun. Ar fi bun? E foarte bun. Ce veți vota? Păi bineînțeles, bineînțeles. Ce v-ați dori de la viitorul președinte? La viitorul președinte să vegheze, dar nu ca actualul președinte Iohannis, să vegheze la țară, la viitorul țării, și în extern și în intern. Administrațiile liberale din județul Mehedinți sunt un exemplu că Partidul Național Liberal poate dezvolta comunitățile locale. Da, o administrație liberală înseamnă o deschidere la investiții, înseamnă investiții în infrastructură, în sănătate, în sport, în turism și să nu uităm că pârghia între noi și președinte sunt parlamentarii județului Mehedinți. Și singura șansă, și Orșova a demonstrat acest lucru că se poate, este o administrație liberală, deputați și senatori liberal, pentru că este singura șansă ca România să își capete locul așa cum este în Uniunea Europeană și până la urmă, de ce să nu spunem în lume. Este singura variantă. Nicolae Ciucă este un om empatic, cu multă disciplină, a fost militar de carieră și apoi a intrat în politică. Atâta timp, pe perioada cât a fost premier, a demonstrat că România este prioritatea lui. De asemenea, echipa de candidați la parlamentare, oameni care vor reprezenta județul Mehedinți în Parlamentul României. Suntem oamenii pregătiți, oameni care am demonstrat în viață și suntem mereu cu gândul la mehedințeni. Vorbeam de administrație, administrația liberală. Suntem într-un județ condus de PSD de 35 de ani. Și avem un exemplu, ceea ce ne arată că administrația liberală este eficientă. Avem exemplul comunei Șimian, unde primarul liberal Costel Trușcă a reușit să aducă gazele în localitate și să racordeze prin acest proiect gratuit absolut toți locuitorii. Având în vedere și proiectele noastre pe dezvoltarea turismului în Orșova, unul dintre proiectele administrației municipiului Orșova este crearea portului turistic. Putem să aducem, să oprim navele de croazieră la Orșova, în Mehedinți, în Orșova și în Severin. Va fi un cap de pod și o poartă de intrare a banilor europeni către tot județul. Că de aici se pot face trasee turistice către nordul județului și către zona de clisura Dunării. Și avem nevoie ca să folosim autostrada albastră, adică Dunărea. Alegerile prezidențiale vor avea loc în data de 24 noiembrie, iar turul al doilea va fi organizat pe 8 decembrie.